Este o doamnă foarte drăguță, proaspăt căsătorită, continuator de politici social-democrate din familie, să rămână doamnă. Este un deputat extrem de apropiat de un alt deputat, domnul Ponta. Apropierea e justificată, însă legal. Să rămână. Pe locul al nouălea se situează domnul Titus Corlățean, unul dintre cei mai puternici concurenți din tânăra generație, la mult disputatul fotoliu de director, nu-i așa, al socialdemocraților. Bună seara, felicitări! E de președinte, poate ajungeți. Mulțumim foarte mult! Pe locul 8, domnul Bogdan Olteanu. Nu ne onorează cu prezența, poate ne împrietenim la anul. Ne onorează însă cu prezența pe poziția 7, domnul Cristian Băureanu, critic cu unii liberali, indulgent cu alții, cel care a recunoscut că tinerii reprezintă produsul generației vechi de politicieni din promoția de liberali cu calități de top model. Bună seara! Pe locul 6, atenție, doamna Elena Udrea. Își datorează cariera și calităților ei și slăbiciunilor noastre sau ale unora dintre noi. Doamna Elena Udrea. N-a ajuns încă. M-am străduit să fac această prezentare și n-a ajuns încă. O să-i transmitem. Pe locul 5 se află Lavinia Șandru, probabil cea mai agresivă femeie politician, mamă tânără, soție frumoasă, prietena, sau nu, cu președintele nostru. Bună seara, felicitări! Bine. Salut, mâna, mulțumim foarte mult! Cu cei mai răi noi ne-am împrietenit. Pe locul 4, domnul Cosmin Gușă. Este cel mai mare realizator de emisiuni TV dintre tinerii politicieni. Am ajuns și la podium. Pe poziția a treia se află Elena Băsescu, fiica președintelui, o domnișoară tânără și frumoasă, care își joacă destinul între politică și iubire, se pare, sau sperăm, cu succes în amândouă. Felicitări! Să rămână, să-ți meargă bine! Pe locul 2, Victor Ponta. Întrucât a fost lansat de Adrian Năstase, îmi imaginez că e și o revanșă a lui Adrian Năstase. Succes, domnul Ponta! Câștigătorul categoriei tineri politicieni va primi trofeul 10 pentru România de la Emil Constantinescu, președinte al României în perioada 1996-2000. Pe locul întâi și cel mai bun tânăr politician al anului 2007 este domnul...